Salutare și bine ați venit pe canalul Fotograful Călător. Noi am decis să facem o nouă escapadă. Am venit de la aceasta în Sighișoara, care este unul dintre cele mai frumoase orașe medievale din România. Și este singurul oraș medieval din Europa de Sud-Est care încă este locuit. Abia aștept să-l vizitez, pentru că spre rușinea mea nu am făcut asta până acum și cu siguranță o să îmi placă. Am venit să vedem Sighișoara primăvara. Nu este tocmai primăvară, dar sper să ne bucurăm de străduțele orașului și așa. Hai să vedem cum arată camera noastră. Cum îi spune? Camera Francesca, am aflat că fiecare cameră are o altă denumire și reprezintă vechi proprietari ai acestei clădiri. Aici este Elisabeta. Cred că asta este. Îmi spui ce părere ai? Merge. Optim? Lumeam. Arată super, super bine. Da, și de această dată am făcut tot eu rezervarea. Am lăsat ca pentru Radu să fie o surpriză. Am ales camera Francesca datorită acestei cabine de duș din mijlocul camerei. Să înțeleg că tu vei dormi aici și eu voi dormi aici. Sau o să încercăm să ne împărțim cumva. Cealaltă parte a băii este chiar aici, la intrare. Deci nu eram sigur dacă avem o baie întreagă, dar m-am convins. Avem aici și o ladă de zestre. Am citit puțin despre cameră înainte, că toată mobila din ea a fost adusă din zona Transilvaniei și a fost restaurată. Între procesul de restaurare al casei Savri a durat peste 7 ani, dar părerea mea este că merită, arată foarte bine și aș recomanda cu drag, nouă ne place. Da, și de data aceasta avem parte de o cazare super faină. Din ce am înțeles, clădirea este veche din 1568. Da, exact. Deci, practic, stăm într-o cameră de aproape 500 de ani. Așa că, dacă veniți în Sighișoara, într-un oraș medieval, aveți nevoie de o cazare medievală. Astfel o să simțiți cum trebuie toată atmosfera de aici. Am primit un păhărel de pălincă de la gazdele noastre de la casa Savri, așa că să ne încălzim pentru explorarea străduțelor. Ești gata de plimbare? Da, sunt gata de plimbare și ce ai acolo? Am chiar o hartă pe care am primit-o de la noi de la cazare, cu câteva atracții, dar și câteva restaurante pe care o să le încercăm puțin mai târziu. Ce vreau să vă mai spun acum, că am aflat interesant, denumirea de Casa Savri vine de la proprietarii acesteia din anii 1800 și de asemenea în anii 1500, când casa a fost construită, se pare că proprietarul acesteia era un pantofar. De unde știm asta? Sunt câteva semne chiar pe fațada clădirii pe care vrem să mergem să le vedem acum. Haide, chiar de aici, de la noi din curte, se poate ajunge la cetate. Din păcate, chiar acum am înțeles că sunt ceva lucrări și treptele sunt provizoriu închise, dar pe viitor vor fi redeschise, așa că, practic, avem parte de o scurtătură. Acum hai să vedem fațada. Am venit și noi să ne convingem de semnele de pe fațadă, care atestă faptul că aici a locuit o familie de meșteșugari, pantofari, și acestea chiar există, inclusiv sigla Casei Savri este formată dintr-o urmă de pantof, o cizmă și o daltă, iar semnele se văd chiar aici pe fațadă. Alături este și anul clădirii 1568. Am ajuns chiar în inima cetății Sighișoarei. Între timp am văzut nevoie să-mi schimb și masca, ca să fim în continuare regulamentar, dar să gâfâim mai ușor. Este o senzație destul de interesantă cum străduțele sunt destul de pustii. Suntem noi doi și localnicii și probabil mai sunt aici acolo și ceva turiști. Da, este o senzație puțin ciudată, dar mie îmi place foarte mult orășelul. Am aflat și ceva interesant.
Cetatea Sighișoarei datează încă din anul 1280, iar în secolul XIV, meșteșugarii stabiliți aici în zonă au construit un zid de apărare în jurul cetății, iar mai apoi au fost construite și turnurile din cetate. În acea vreme erau 14, dar astăzi se mai pot vedea doar 9, iar cel mai important este turnul cu ceas. Care este? Undeva? Acolo. Totuși nu cred că suntem singurii turiști, deoarece magazinul de suveniri este deschis. Noi ne-am bucurat de străzile goale din Sighișoara, am făcut câteva fotografii, iar acum cuiva mi s-a făcut foame, să nu dăm nume. Da. Este puțin pomică și am găsit puțin un restaurant. Puțin mai mult. dacă facem liniște, oricum e liniște în Sighișoara, o să iasă de stomacul cum glug, 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 glug. Poate. Bun, unde mergem? La restaurantul Alte Post. Alte Post, venim! După miros, cred că suntem pe drumul cel bun. De masca mea nu se simte așa de bine, dar sunt curioasă de gust. Uite-l acolo! Hai! Restaurantul doar pentru noi. Glumesc, dar suntem doar noi aici și suntem curioși să vedem cum este și mâncarea. E momentul să căutăm cărnița la burger. E veggie? Opa, nu? Undeva trebuie să fie. Nu? Nici aici? În ce alcool? E aici. Asta e. Suntem la dietă astăzi. Nu știu cum pot să mânt eu cu... Ai ajuns la cărniță? Da. Am și mâncat-o. Dacă eu m-am săturat cu burgerul, Sandra are nevoie și de ceva dulce. Da, am comandat și papanaș, care arată foarte bine, ca și completare la mămăricuța pe care am avut-o anterior. Cina noastră s-a încheiat. A fost ok, nimic deosebit. Burgerul arăta așa cam de fast food. Nu pot să zic că nu a fost bun, a fost bun. Dar sperăm că mâine să avem parte de ceva mai delicios. Da. Cum au fost papanașii tei? Papanașii, în schimb, au plăcut foarte mult amândurora. Așa. Am gustat și el. Da, am gustat, mie mi-a plăcut. Puteam să ne saturăm cu două porții de papanaș, totul era perfect. Acum mergem la cazare, deoarece trebuie să ne încărcăm bateriile atât noi, cât și camerele, deoarece mâine o luăm de la capăt dizi de dimineață. Bună dimineața! Dimineața! A ieșit și soarele astăzi, așa că mergem să bem o cafea, după care vom începe să descoperim Sighișoara. Am găsit eu o cafenea. Chiar aici? Este chiar aici. Așa că, haide, să bem un cappuccino. Ne-a venit și cafeaua. Am un cappuccino. Iar eu am un bol de latte. O ciorbică. Așa că... Bun, foarte bun. Să vă zicem câteva cuvinte despre cafeneaua la care tocmai am fost. Se numește The Bean, este un loc foarte drăguț și cochet, vă recomandăm cu drag. Da, cafea este super mega delicioasă, costă 7 lei un cappuccino, ceea ce e un preț super ok, așa că ne-am încărcat bateriile și mergem să explorăm orașelul.
Am ajuns la una dintre principalele atracții din Sighișoara. La scara acoperită, sau cum se mai numește, scara școlarilor. De ce se numește așa? Pentru că ușura accesul elevilor la școala din deal. Urmează să urcăm toate cele 176 de trepte. Așa că inspirăm adânc și haide! Am reușit! Yay! Am ajuns sus! Puțin că am obosit. Acum ne tragem puțin sufletul. Aici este liceul pe care vom merge mai departe către biserica din deal. Biserica Evanghelică din Deal. Am citit puțin despre aceasta și am aflat că prima atestare istorică este încă din anul 1345 și ce am mai găsit interesant este faptul că este, ca și mărime, a patra biserică gotică din Transilvania. Din păcate, nu putem să o vizităm și pe interior. Da. Dar vom merge la o plimbare în cimitirul evanghelic din Deal. Care se află chiar aici, vis-a-vis de biserică. Haide! Chiar aici ne-am servit cafeaua de dimineață și acum ne îndreptăm spre locul unde să ne servim cina. E foarte departe. Nu vezi, e chiar aici. Am ajuns. Se numește Mimoza, am ales acest local la recomandările personalului de la cazarea noastră și abia așteptăm să vedem cum iese, pentru că arată foarte bine. Da, de ce chiar arată bine, zic, să vedem. Sosit și mâncarea, arată extraordinar de bine. Mi-am luat ceva așa mai ușor. Și eu mi-am luat ceva mai greu. De fapt, cred că am făcut schimb de roluri. Așa că mi-am luat niște pui, cartofiori. Și niște ceapă cu cartofiori. Ca o lady. În seara asta am imerit la fix cu mâncarea. Totul a fost super delicios. Confirm. Am reușit să terminăm porțile, iar acum mai avem câte un pahar de vin, care mergem la cazare. Iața! Astăzi ne-am trezit dis de dimineață și am hânat puțin pe străzile Sighișoarei. Am avut parte de mult soare. Acum ne-am întors la cazare, unde să savurăm micul dejun pe care l-avem inclus aici. Da, am făcut și un set de fotografii pe care le puteți vedea chiar acum, în timp ce noi mâncăm. Mergem să vizităm un muzeu, se numește Casa Brezilor, se află chiar aici, lângă turnul cu ceas și suntem curioși să vedem cum arată. Ne-a fost recomandat și foarte lăudat. Am terminat turul în Casa Brezilor. Este un muzeu interesant, este realizat foarte, foarte bine. Da, pentru... este destul de nou. Da, se vede. Pentru cei pasionați de istorie și de meșteșugar și de cum să exista lumea acum câteva sute de ani, vă recomandăm. Da, intrarea este 10 lei pe persoană. Probabil că este ceva reduce pentru studenți și elevi. Așa că dacă veniți în Sighișoara, merită pentru o jumătate de oră să vă lăsați pierduți
nostalgia vremurilor apuse. Ziua noastră continuă pe străduțele din Sighișoara cu o nouă destinație. Am venit la muzeul Vlad Țepeș. Am auzit că este un muzeu foarte interesant, fiind interactiv, așa că sunt curios să-l descoperim. Tocmai ce am ieșit de la muzeu. Da, foarte, foarte fain. Mi-a plăcut chiar mai mult decât la Casa Breselelor, așa că dacă veniți în Sighișoara, din punctul meu de vedere, asta e locul 1. Da, exact. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am aflat povestea reală a lui Vlad Țepeș. Da, într-un mod interactiv, dinamic, da, exact. Totul e scurt și la subiect, așa că nu o să vă plictisiți. Intrarea costă pentru un adult 15 lei. Merită. Să ne spuneți voi cum îl considerați după ce ascultați povestea. Sau tiran? Exact. Am fost la o plimbare cu Teo, recepționerul de la pensiunea Casa Savri. Ne-a povestit câteva legende ale locului și câteva curiozități. Una dintre ele este chiar aici, acest zid din spatele nostru. Face parte dintr-o veche biserică din secolul 13. Este actualmente cam dărâmată, da. Mai e practic doar un zid. Se vede doar zidul din față și legenda spune că din zidurile vechi biserici au fost construite aceste străzi, adică pavajul pe care mergem noi chiar acum. Adică, ia să-l vedem, acest drum. Un alt lucru interesant pe care l-am aflat de la Teo este legat de Casa Fronius, care se află chiar în spatele nostru. Și anume că în anul 1697 a avut loc un mare incendiu în Sighișoara, unde a ars aproape toată cetatea, iar incendiul s-a oprit chiar la această casă. Proprietarul casei a pus acolo sus un text în care îi mulțumește lui Dumnezeu faptul că această casă a lui nu ars. Unul dintre lucrurile care nu mi-au plăcut deloc în Sighișoara este treaba asta cu mașinile care invadează cetatea. De ce trebuie să arate astfel și de ce în marea majoritate a orașelor mari se creează spații exclusiv pietonale? Sau de ce nu se limitează traficul? Nu știu. Atât de mult ne-am dorit să avem parte de vreme faină în Sighișoara, încât ni s-a îndeplinit dorința. Din păcate în ultima zi, așa că tot lălăim puțin plecarea noastră. Așa cum am lălăit și sosirea. Da, exact. Am amânat de 3 ori sosirea în Sighișoara, tocmai pentru a prinde mai multe grade. Le-am prins acum în ultima zi, dar ne bucurăm și așa de vremea pe care o avem. Da, stăm ca șopârlele pe o terasă la soare, dar ne place. Sperăm că v-a plăcut și vouă vlogul cu și despre Sighișoara. Nu uitați să vă abonați la canalul Fotograf Călător, înseamnă foarte mult, astfel veți fi cu noi în următoarele aventuri și vor ajunge materialele la cât mai multe lume. Vă mulțumim că ați urmărit până la final acest vlog și să aveți o zi faină! Mulțumim!